puterea asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoate și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe acești 12 i-a trimis Iisus poruncindu-le lor și zicând, în calea păgânilor să nu mergeți și în cetate de samarine să nu intrați, ci mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și mergând, propovăduiți, când s-a apropiat împărăția cerurilor, tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, pe demoni scoateți-i, îndar ați luat. Cel ce îndreptezi chinurile cele trupești ale oamenilor, rugăm-ne ție, Dumnezeul nostru, ca să aduci mila ta peste îndelemnul acesta și peste cei care se umpli din el în numele tău, ca să le fie lor spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curăție și înăturarea toată patima și a toată neputința și boala și a toată vinăciunea trupească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea ta cea tămăduitoare, atinge-te de trup, potolește-i fierbințeala, ușurează-i suferințele și izgonește toată boala cea ascunsă. Fii tămăduitorul robilor tăi acestora, care sunt de față, spuneți-vă numele, și al celor pentru care ei se roagă, al celor bolnavi, aproape pade spital și în grele suferințe trupești și sufletești. Ridică-i pe dânsii din patul durerii și din așternutul chinuirii. Dăruiește-i pe dânsii sănătoși și întregi bisericii tale, ca să fie bine plăcuți ție și să facă voia ta. Că ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și eu vă voi primi pe voi.
Și voi fi voi, Tată, și înveți mie fii și fiice, zice Domnul Atotititorul. Având deci aceste făgăduințe, iubiților, să ne curățim pe noi de toată întinarea trupului și a Duhului, de săvârșit sfințenia în frica lui Dumnezeu. Pace ție, ceditorule, și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune, drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Slavă ție, Doamne! Să luăm aminte, în vremea aceea, venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestuia zăcând, cuprinsă de friguri, și s-a atins de mâna ei, și a lăsat-o frigurile, iar ea s-a sculat, și-i slujea lui.